Continuă anchetele în cazul deceselor suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. Pe de o parte, procurorii au ridicat documente de la spital și au început audierile. Pe de altă parte, sunt și verificări administrative în curs pe care le fac Colegiul Medicilor și Corpul de Control al Ministerului Sănătății. După primele verificări, avem și primele concluzii. Jurnalista Euronews, Mihaela Barbu, este la Spitalul Sfântul Pantelimon și are mai multe detalii. Bine v-am găsit. Pe de-o parte este în desfășurare o anchetă penală în care procurorii fac cercetări în REM pentru infracțiunea de omor și astăzi polițiștii ridică noi probe de aici, de la spital. Până acum au ridicat documente și au audiat trei cadre medicale în calitate de martori. Vorbim, potrivit unor surse, de directoarea de îngrijiri medicale și două asistente care au fost chemate la audieri, urmând ca de luni să fie citate și alte persoane. Anchetatorii vor analiza în perioada următoare foile de observație și schemele de tratament ale celor 17 pacienți care au decedat în secția de terapie intensivă în perioada 4-7 aprilie, iar potrivit unor surse, anchetatorii iau în calcul și varianta exhumării acestora, însă au cerut un punct de vedere de la Institutul Național de Medicină Legală pentru a stabili dacă este necesară procedura. Dosarul a fost deschis în urma plângerii depuse de directoarea de îngrijiri medicale a spitalului, potrivit căreia în perioada 4-7 aprilie, în secția de terapie intensivă ar fi decedat aproximativ 20 de persoane, după ce medicii ar fi redus dozele de noradrenalină, un neurotransmițător folosit pentru menținerea tensiunii arteriale. Femeia a susținut că a primit informațiile de la o asistentă și a trimis o sesizare și conducerii spitalului. Pe de altă parte, Ministrul Sănătății a trimis corpul de control aici la unitatea medicală. Conducerea spitalului de asemenea face o anchetă internă și Colegiul Medicilor face verificări pe linie administrativă. Alexandru Rafila a fost și el la spital. La finalul vizitei, ministrul și managerul spitalului au spus că din primele verificări nu ar fi elemente care să susțină acuzațiile și că e vorba despre decese care nu puteau fi evitate. În plus, ministrul a confirmat faptul că ar exista un conflict între directoarea de îngrijiri medicale și actuala conducere a spitalului și, de asemenea, un alt conflict între actuala și fosta șef a secției de terapie intensivă și că acuzațiile ar fi apărut în acest context. Potrivit unor surse judiciare, și procurorii au luat act de starea de conflict din spital. Numărul deceselor este însă unul mare, spune ministrul Sănătății. Datele din ultimii 2 ani arată că sunt cel puțin 3 decese în medie pe zi la nivelul spitalului, iar Alexandru Rafila spune că este nevoie de o analiză comparativă în acest caz.